Sunteți chemată să cântați? Sunt chemată să cânt, sunt chemată. Fac o selecție foarte riguroasă. Practic nici nu prea am timp, că dacă sunt așa de ocupată dimineața și până seara, dar fac o selecție și sunt și foarte atentă, pentru că sunt un om cu picioarele pe pământ și știu că orice început are și un sfârșit și trebuie să fii atent ca să nu cazi nici în derizoriu și nici în alte... Cu toate că... În alte țări, artiștii din generațiile trecute sunt mult mai, mult mai bine puși în valoare și nu se uită de ei niciodată. Vedeți și la italieni și la francezi și așa mai departe. Asta mi-aș dori și aici să se întâmple. S-au trecut ceva ani de când domnul Bogardo nu mai este. Vi se mai întâmplă, știu, să-l visați? Să... Se împlinesc 15 ani de când nu mai este el. Bineînțeles, ce se întâmplă? Eu, faptul că nu mai este din punct de vedere fizic, dar faptul că am... CD-urile, am casetele, am filmările. E tot așa un fel de legătură în continuare, pentru că îi aud și vocea, îl și văd. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că am apucat să facem aceste lucruri, pentru că gândindu-mă la oamenii care nu au decât poate o poză sau eu, și cum am avut eu un necaz când au dispărut foarte multe lucruri, ăștia care nu mai au nimic, pentru ei trebuie să fie groaznic. Trebuie să fie groaznic. Iar dacă tot ce am făcut după ce n-am mai fost el, am făcut pentru el, ca să nu las memoria lui să moară. De asta am făcut și canalele de YouTube și a lui și al meu și tot pun piesele lui și la toate filmările pe care le fac, 99% cânt piesele lui. Tocmai în această idee de a nu lăsa, cât timp trăiesc eu, de a nu lăsa memoria lui să piară. Simțiți alături, practic, ascultându-i piesele? Păi da, și mi-aduc aminte, pentru că noi am lucrat împreună, de la cap la coadă, de când se punea versul pe muzică, repetiții, nu știu ce, imprimări, mixaje, am fost tot timpul împreună și deci știu fiecare lucru, când, ce, cum, în ce condiții, astea de la... filmele Licenii și Extemporala Dirigenților, doar le-am făcut împreună. Deci n-am cum să rup această legătură în niciun caz. În niciun caz. Și apoi chiar băiatul meu care seamănă leit cu el. Ce face băiatul? Nu. El are altă meserie. Nu, n-am fost de acord nici fata, nici băiatul, că eu am 2 copii și 4 nepoți. Acum 2 nepoți se văd că dau semne. Le place muzica și fac și ei niște pian și nu știu ce și canto și una și alta și nepoata mea chiar tobe, culmea așa, dar e interesant. Copiii nu s-au călcat pe urmele, se pare că nepoței cum îi sprijiniți? Vă doriți să fie artist sau sincer ați prefera alt domeniu? Să vă spun cinstit, nu mă bag în viața lor. Atâta vreme cât părinții mei nu s-au băgat în viața mea și nici eu nu m-am băgat în viața copiilor mei, le-am spus fraților, oameni să fiți, indiferent ce faceți, trebuie să faceți cât mai bine și să fiți demni. Poți să fii și măturător de stradă, dar trebuie să faci cu pasiune ceea ce faci. Eu nu m-am băgat în viața copiilor mei și nici... Am încurajat una alta, sigur că da, am ajutat, dreapta și... Dar nu am impus absolut nimica. Nu pot să văd părinți și bunici care împing copiii să facă pian, să facă și ăla... Nici n-are talent și nici nu vrea, sau să cânte, nici nu poate, nici nu știe și nici nu îi face plăcere. Numai faptul că ei n-au, părinții n-au apucat să facă, îl împing pe... Nu, așa ceva, nu.
întrebare. Suntem aici la o lansare de carte despre Tunisia. Ați fost în Tunisia și în ce țară v-a plăcut cel mai mult? Am fost și în Tunisia mai de mult, bineînțeles, că am fost în Tunisia și mi-ar face plăcere să o revăd. Aștept momentul prietenii. Așa. Ce să vă spun, lumea e foarte frumoasă și oamenii sunt cum să cad în general. Altceva strică relațiile dintre oameni. N-am avut niciun fel de incident, indiferent în ce țară aș fi fost, de ce natură și politică și religioasă, și n-am avut niciun fel de probleme. Atâta vreme cât am respectat oamenii, am fost respectată. Da, sunt la lansarea cărții Marinei Almășan, care e pe 16-17 carte. Și mă bucur că ea vrea să împărtășească tot ce a văzut și este un talent să știi să împărtășești lucrurile pe care le-ai văzut. Este o țară interesantă, poți asigura altă cultură, altceva, dar are litoral frumos, mare frumoasă, mâncare bună, altceva, dar merită, orice țară merită să o vezi. Mai întreb, având în vedere faptul că în ultimii ani am tot pierdut actori, artiști de renume, cum vă menține sănătatea? Cum aveți grijă de sănătate și dacă vă este teamă de moarte? Ah, nu mi-e teamă de moarte. Vreau să mor, atâta vreau să mor într-un mod demn. Adică să nu cad pe cap în nimănui și da. Da, ne-au părăsit, dar ăsta este sensul vieții, adică n-a rămas nimeni pe pământ aici. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că, iată, sunt încă pe picioare și sunt foarte activă și de bine de rău pot să fac treabă. Aici contează foarte mult legătura ta cu Dumnezeu și dacă ai încredere în El și te bazezi pe El și îi cer ajutorul, nu te va lăsa niciodată. Așa că voia Domnului să împlinească cu mine și cu toată lumea, pentru că până la urmă El dispune. Noi propunem, dar El dispune. Vă mulțumesc frumos!